Un trofeu interesant, managerul lunii iulie, care e feeling-ul? Da, mă gândesc că am avut noroc că n-au jucat ăștia prin Anglia, că trebuia să fie ori Guardiola, ori Arteta, dar da, nu mă așteptam. Dar într-adevăr am avut o serie foarte bună, începută chiar în iunie, cred. Dacă nu greșesc, în iulie am bătut tot, ne-am apropiat chiar de locurile de baraj. Echipa bună, echipa a început să se lege, grupul frumos, mișto, clar că mulțumesc că trofeul e al tuturor, nu e al meu, dar da, foarte mișto, cool, nu mă așteptam. E o luptă nebună pentru prinderea ultimului loc de baraj. Ce șanse dai echipei? Da, am avut un meci la îndemână, ca să zic așa, l-am pierdut. Cred că cu acele puncte eram chiar pe loc de baraj în acest moment. Avem încă șanse, avem încă meciuri directe de jucat cu echipele de deasupra noastră, echipe pe care le-am învins în tur. Eu sunt optimist, dar nu facem acum o obsesie din treaba asta. Noi venim aici să super socializăm, cum scrie și pe tricou, să mâncăm 40 de mici după, să bem niște bere. Nu e o mare problemă dacă nu prindem acel baraj, pentru că și dacă îl prindem, posibil să-l pierdem și tot în Liga 3 să jucăm. Deci nu facem o obsesie din treaba asta, dar suntem competitivi, că toată lumea e competitivă și nu ne vom da la o parte. Dacă vom avea această oportunitate și posibilitate, cu siguranță că o vom fructifica. E mai greu ca manager sau ca jucător? La un moment dat devine mai greu ca jucător. Devine mai greu ca jucător, depinde. Și dacă ești puțin balonat, e complicat ca jucător. Dacă dai alea 2 kg, 3 jos acumulate pe vară, atunci merge și ca jucător. Dar devine complicat și ca manager în momentul când îți vin 12 la teren. Jucăm 5+1 și ar vrea toată lumea să joace și e greu de gestionat, că trebuie să nu se supere nimeni. N-ai vrea să-i rulezi neapărat pe toți, simți că trebuie să rămână unul un pic mai mult, ai de răspuns la niște întrebări, de ce n-am mai făcut schimbările cum le planificasem. Și e complicat și așa, pentru că orgoliile sunt cel mai greu de gestionat. Cum le gestionezi? Apropo de situații tensionate, cum le detensionezi? Le-am promis băieților că per total vom ieși la fel ca minute jucate, nu se va perinda nimeni pe aici degeaba și are 2 mici în plus și o bere dacă joacă mai puțin. Și prima pentru... Hai să facem ca Gică Hagi, pas cu pas. Prima pentru baraj și prima pentru promovare. Care e? Ai stabilit-o? Păi, prima pentru baraj, nu știu ce să mai dau, că mese pe aici le-am candat. Cred că trebuie să mutăm locația, să facem undeva cu steak sau să luați aici un grătar, facem aici un grătar mare de tot. Nu există primă în bani, pentru că, deși încercăm să-l motivăm, avem un copil care își dorește bani și, dar de când am pus preț pe capul lui, joacă mai prost ca înainte. Deci cred că îi o ridicăm prima și promisiunea asta. Deci cam asta ar fi, mâncare și băutură, ce să facem? La promovare, nu știu, trebuie să cerem bani de la Super Social, să mergem, nu știu, 3 zile la munte, că marea se închide acum. Așa aș vedea, altfel nu știu ce să facem. Ce model de manager din sporturi, din toate sporturile, că poate nu neapărat din fotbal, ai? Da, știu că e la modă să ai și idoli de prin basket acum și într-adevăr sunt niște tipi cool, dar nu, eu sunt cu fotbalul și idolii mei din antrenorat vin din fotbal. Mircea Lucescu acum, că e și la modă, este unul dintre ei și l-am avut de când sunt copil, rapidist, mi-a adus titlul după 1000 de ani în 99, deci Mircea Lucescu îl iubesc și îl stimez și e unul dintre cei mai mari. Acum, așa, din nou, val, îmi plac antrenorii ăștia care dau acel imbold de pe margine, care se agită tot timpul. Îmi place Carlo Ancelotti, care nu e tiparul ăsta, mi se pare top și cred că unul dintre cei mai mari din lume, mai ales după ultimele Champions League-uri cu Real. Iar apoi jucători, antrenorii ăștia foarte sangvinici, așa, genul Simeone, genul Conte, genul Klopp, exact, ăștia îmi plac. Și jucători? Jucătorii îmi plac, joc cu numărul 8 pe spate, încerc să fiu o copie fidelă, dar îmi plac jucătorii pasatori, îmi plac jucătorii genul De Bruyne, jucătorii cerebrali, genul mijlocaș și central, îmi place Rodrigo, de exemplu, îmi plac închizătorii care erau pe vremuri, Gattuso, Pirlo, jucătorii Costin Lazar la Rapid pe vremuri. Ce stil de joc are Super Social, dacă ar fi să-l asemeni cu al vreunea dintre echipele mari din străinătate? Bineînțeles că nu ies la număr, că nu are cum, dar că noi jucăm 5+1, dar cred că avem un 4-3-3. Avem 4-3-3, jucăm cu un pom fix în fața apărării și avem niște wingeri foarte bune acolo, avem cele mai bune schimbări post pe post, oricine joacă acolo creează ravagii. Și acum, surpriza plăcută. Partenerul nostru Travel Experience te premiază cu un bilet de avion,
și un bilet la un meci din top 5 campionate europene. Acum trebuie să ne spui tu ce echipă ai vrea să vezi la lucru acasă. Wow! Wow, da, nu mă așteptam. Asta chiar nu mă așteptam. Adică sunt chestii simbolice și sunt suficiente pentru o competiție din asta mișto, dar asta chiar e ceva consistent. Păi nu mă așteptam. Mie îmi plac italienii, dar am fost de curând pe San Siro, chiar la un meci al lui AC Milan. În Germania asta 3 săptămâni cu Euro ăsta ne-au devastat căpriori. Da, dar n-ai văzut echipa de club la lucru. Am văzut-o pe Bayern München recent, pe Fußball Arena. Nu știu ce să zic. Mă mai gândesc. Am timp să mă gândesc. Trebuie să zic, nu? Uite, fii atent. Am evitat pentru că mi s-a părut mereu accesibil, am și foarte mulți prieteni și am zis că lasă că tot ajung, dar n-am ajuns încă în Anglia la un meci mare și o să aleg ori Anfield Road să văd pe Liverpool, ori merg la Manchester. Deci orașul e City sau United. Merg la United. Dacă pot un United cu City ar fi ideal, dar vreau Old Trafford, nu. Deși ăștia sunt la mod acum și echipa mai bună, dar am crescut cu Paul Scholes, cu Sir Alex și Old Trafford aș vrea, chiar dacă sunt ei mai în suferință acum. Deci ori Anfield, ori Manchester United.